S-a întâmplat ceva în legătură cu Cătălina și n-am pierdut eu, pentru că în prima parte a capricilor, când a fost întrebată de către doamna Gabriela ce părere are că a plecat Bogdan, Cătălina a spus că îi pare rău că nu l-a cunoscut suficient, i-a cunoscut decât latura cea agresivă și doamna Gabriela a spus sau te bucur că a rămas Alex sau ceva la modul ăsta. Și Cătălina a spus tot cum întreba Alex, ce legătură are? Și a lăsat-o așa, ca și cum, sau cred că a și spus, vom vedea sau ceva de genul. Dar a lăsat-o așa într-un fel în care să poți crede că s-ar fi întâmplat ceva între Cătălina și Alex. Eu una asta am crezut. Iar la al doilea material, când a fost întrebată ce părere are despre concluzia băieților în legătură cu petrecerea, a spus ceva de genul că nu i se pare nimic deranjant. Și ați văzut, s-a uitat și, mă rog, Cătălina iar s-a uitat așa ciudat. Ok, ce ar fi trebuit să mă deranjeze? Chiar nu înțeleg. E ceva nou ce nu știm sau am trecut noi cu vederea? Sau ne pregătește ceva în seara asta? Cam cum credeți?